Unii medici de familie nemțeni care au activitate în centrele de permanență din județ sunt nemulțumiți că nu au la dispoziție aparatură medicală. Aceștia susțin că unitățile sanitare ar trebui să fie dotate cu truse de mică chirurgie, tuburi de oxigen și electrocardiograf. În județ funcționează 19 centre de permanență, dintre care 6 în mediul rural. Anual, adresabilitatea populației crește, în acest fel fiind descongestionată activitatea unităților de primiri urgențe din spitale. Cu toate acestea, medicii de familie susțin că ar putea face mai mult decât o injecție sau de luat o tensiune. Dacă sunt probleme, sunt probleme în ceea ce privește dotarea cabinetului. Pentru că pentru a pune diagnosticul diferențial între o urgență majoră și o urgență minoră, sunt necesare niște aparate și în primul rând este vorba de un electrocardiograf. Chiar și o mică trusă de laborator ne-ar face foarte bine, niște kituri. Într-adevăr, prin programul național prin care noi suntem plătiți, avem 1 leu și ceva pe oră, deci 1,28 lei, alături de banii cu care suntem plătiți pentru materiale sanitare. Sunt absolut insuficienți. În mod normal, aceste cabinete ar trebui să fie utilate, deci cu electrocardiograf, cu o trusă de kituri, de laborator, de urgență, de orientare, și la care să se adauge, bineînțeles, și posibilitatea de a face ajutor respirator cu un tub de oxigen, pentru ca până când vine salvarea noi să putem da un prim ajutor. Medicii sunt nevoiți să cumpere din banii proprii materiale și medicamente, dar chiar și așa stocul este insuficient în fața numărului mare de cazuri. Da, seringi, materiale sanitare de primă necesitate. Așa nu le cumpărăm noi. Acum le cumpărăm noi, am spus, se dă o alături de bani cu care suntem plătiți pentru o oră de gardă, se mai dă 1 leu și ceva pentru materiale sanitare. Și dacă vin mai mulți pacienți într-o zi? Păi, din ce avem, că nu le consumăm pe toate într-o zi, astăzi, de exemplu, de gardă. Din săptămâna viitoare mi-au rămas și le aprovizionăm din banii noștri le facem. La Direcția de Sănătate Publică Neamț nu se cunosc aceste neajunsuri. Până în acest moment nu a fost depusă nicio sesizare pe acest subiect. La sediul Direcției de Sănătate Publică nu s-a înregistrat până la această dată o sesizare privind dotarea centrelor de permanență, privind aparatura. În ceea ce privește materialele și medicamentele, există o reglementare legală, precum medicii își achiziționează materialele și medicamentele sanitare care pentru aparatul de urgență. Cele 19 centre de permanență au fost înființate în județ începând cu 2011. Scopul lor a fost ca ele să preia cazurile ușoare care aglomerau compartimentele de urgență ale spitalelor. Potrivit datelor furnizate de Direcția de Sănătate Publică Neamț, în luna august au fost 9.000 de persoane care au apelat la ajutorul medicilor din centrele de permanență. În 4.400 de situații, oamenii au avut nevoie de consultații, iar 5.600 de nemțeni au mers pentru efectuarea tratamentelor prescrise de specialiști. În 38 de cazuri a fost nevoie de intervenția ambulanței, iar 100 de bolnavi au fost direcționați pentru investigații suplimentare în ambulatoriile de specialitate.